Bună ziua tuturor și bine ați revenit din nou pe canalul meu, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom face ceva delicios și ideal pentru persoanele care nu pot să mănânce glutenul. Este vorba de fursecuri cu nucă, fără gluten. Deci, dragii mei, să trecem la treabă! Pentru început vom avea nevoie de 160 de grame de nucă pe care le vom mărunți. Am terminat de mărunțit nuca, acum o vom da deoparte. În alt bol vom adăuga 240 de grame de unt la temperatura camerei, 100 de grame îndulcitor de mesteacăn sau xilitol, cum se mai numește. Dar dacă nu aveți, puteți să folosiți zahăr normal, zahăr pudră normal. 2 pliculețe zahăr vanilinat, un praf de sare, iar acum vom omogeniza bine toate ingredientele. Așa trebuie să arate. Trebuie să arate ca o cremă. Următorul pas, vom adăuga 360 de grame făină fără gluten și amestecăm. Dacă nu aveți făină fără gluten, puteți să folosiți făină normală. Vom amesteca, iar când nu vom mai putea amesteca cu spatula, vom începe să lucrăm cu mâna. Așa trebuie să arate aluatul nostru. Iar acum vom adăuga nuca mărunțită și vom continua să frământăm. Vom frământa până vom integra bine nuca. Este gata aluatul nostru, acum îl vom împacheta în folie de plastic și îl vom da la frigider pentru 30 de minute. Între timp vom încălzi cuptorul la 170 de grade Celsius. Acum vom avea nevoie de tava cuptorului pe care am tapetat-o cu hârtie de copt, vom scoate aluatul de la frigider și vom începe să formăm fursecurile. Vom forma biluțe. Biluțele nu trebuie să fie nici prea mari, dar nici prea mici. După cum vedeți, este o rețetă ideală pentru persoanele care nu pot mânca glutenul și de altfel pentru persoanele care nu pot mânca zahărul. Dar la această rețetă este indicat pentru persoanele cu diabet să nu pună zahărul vanilinat. Restul aluatului îl vom împacheta și îl vom da iarăși la frigider, iar tava o vom da la cuptor pentru 18 minute la 170 de grade Celsius. Și gata este prima noastră tavă de fursecuri. Le vom lăsa să se răcească foarte bine, după care le vom scoate pe un grătar. Este foarte important să lăsați fursecurile să se răcească bine. Le vom da deoparte și vom continua cu aluatul ce ne-a rămas. Vom face la fel, biluțe le vom pune în tavă și le vom da la cuptor pentru 18 minute la 170 de grade Celsius. Dar, atenție, depinde de cuptorul fiecăruia. Și gata sunt fursecurile noastre! Acum voi rupe un fursec și vă voi arăta cum arată și în interior. Uitați ce bine arată, sunt foarte fragede și foarte bune. Vă sugerez să încercați rețeta, merită! Acum le voi pudra cu puțin zahăr de mesteacăn, adică xilitol, și se pot servi. Dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Pa, pa!